Bun găsit, prieteni! Un cuplu a angajat o nouă dădacă. La aproximativ o oră după ce au plecat în oraș, și-a dat seama că a uitat să-i dea numărul lor de telefon, așa că tatăl a sunat-o pe fată. Dădaca l-a întrebat dacă poate acoperi statuia clovnului din dormitor. O făcea să se simtă neliniștită, deoarece parcă o privea, din orice poziție s-ar afla. De cealaltă parte a firului s-a lăsat brusc tăcerea. Apoi, tatăl i-a spus: ia copii urgent și mergeți la vecini, chem poliția. Zis și făcut, dădaca i-a luat pe cei mici și împreună au ieșit afară. Ofițerii ajunși la fața locului l-au găsit pe intrus. Era un bărbat alienat, costumat în clovn. După ce l-au dus la mașină, ofițerul mai în vârstă i-a spus fetei că l-au găsit pe bărbat sub patul unuia dintre copii. Ținea un cuțit în mână. Incidentul s-a petrecut în 2004 și nu este o legendă urbană. Nici măcar n-a fost un incident singular. Mai multe cazuri de genul au fost raportate de-a lungul timpului în diferite state americane. Așadar, înainte să vă culcați, uitați-vă sub pat sau în dulap. Cine știe ce se ascunde acolo? În iulie 2021, Richie, un tânăr, se afla în pat alături de iubita lui. Fata a făcut atunci un clip rapid pentru Snapchat, înainte să stingă lumina și a surprins asta. Un chip diform s-a arătat din neant deasupra lui Richie. Ei nu l-au văzut decât ulterior. Cum ar fi ca în timp ce dormim, entități de genul acesta, vizibile doar pe cameră, să ne privească? Să sperăm că iubita lui Richie nu a surprins decât o iluzie optică. O întâmplare deranjantă, reală, a fost împărtășită pe Reddit în 2020. Ea sună cam așa. La mijlocul anilor 90 am mers în tabără vara într-o zonă rurală din New Jersey. Tabăra era situată lângă un lac. O parte era rezervată pentru not, activitate pe care o făceam împreună la fiecare două zile. Zona aceea avea un doc lung care se întindea peste apă și alte două mai mici, plutitoare. Pe cel mai îndepărtat nu l-am văzut folosit niciodată, deși petrecusem câteva veri în acea tabără. Într-o zi, am decis că vom înota până la docul îndepărtat. Când am ajuns acolo, am observat un păianjen cu aspect ciudat pe scară. Era destul de mare, de aproximativ 5 cm, cu picioare lungi și slabe. După notul lung, ne-am odihnit puțin pe doc, la soare. Câteva minute mai târziu, am decis să punem în aplicare unul dintre jocurile noastre obișnuite, în care ne strângeam cu toții într-un colț al docului, făcându-l să se scufunde ușor. În timp ce apa a început să urce, sute de păianjeni giganți au ieșit înnebuniți de printre scânduri. Docul le aparținea. Cu toții am început să țipăm și să sărim în apă, încercând să scăpăm de ei, dar păianjenii au ajuns la rândul lor în apă și s-au lipit de noi în timp ce notam. Mi-amintesc și acum senzația aceea, cum s-au agățat de părul meu ud. Mi-amintesc corpurile lor umede și picioarele lungi, care se zvârcoleau furioase. Adrenalina ne-a propulsat înapoi în partea principală a zonei de not, iar când am ajuns acolo, am scăpat de păianjeni. Dar această traumă a rămas cu mine.
Gândul că stăteam întinși la soare pe docul acela, în timp ce o hoardă de păianjeni nevăzuți mișunau la doar câțiva centimetri sub noi, mă îngrozește și astăzi. Lucas Gonzalez din Uruguay i-a trimis clipul următor youtuberului Breakman în 2020. A fost făcut de ziua surorii lui într-o sâmbătă. În sală se aflau 10 persoane, 11, dacă punem la socoteală și fantoma care i-a însoțit, la fereastră. O persoană macabră. Nimeni nu a remarcat-o atunci. Nimeni nu a recunoscut-o ulterior. Să fi fost o persoană fără adăpost? Lucas nu crede asta. Fereastra respectivă dă spre curtea din spate, care era închisă la vremea aceea. El a declarat că după ce a văzut chipul a doua zi pe laptop, a început să se simtă urmărit în propria lui casă și să-l viseze noaptea. De parcă spiritul s-a atașat cumva de el cu ajutorul filmării. Un caz oarecum similar, cu un obiect care poate pătrunde în mințile oamenilor, la anumite circumstanțe, a fost investigat de Ed și Lorraine Warren, oamenii pe care s-a bazat seria de filme The Conjuring. V-am prezentat povestea lor într-un episod mai vechi. Cei doi au deschis un muzeu, unde sunt expuse în prezent toate artefactele paranormale pe care le-au studiat de-a lungul anilor. Unul dintre cele mai interesante asemenea obiecte este păpușa umbrelor. În timp ce Annabelle arată relativ normal pentru o păpușă, în aparență, păpușa umbrelor sperie din start, chiar și numai cu aspectul. Corpul ei a fost modelat din oase. Are pene pe cap, iar în gură un dinte uman. Motivul pentru care a fost creată este simplu. Rănirea altora cu ajutorul incantațiilor. Păpușa a fost cumpărată de la un magazin de vechituri, în urmă cu mai bine de 25 de ani. Cumpărătorii inițiali au crezut că au de-a face cu o simplă antichitate, nimic mai mult. Vă puteți imagina șocul prin care au trecut odată ce păpușa a început să le bântuie visele. Aparent, vrăjitorii obișnuiau să o fotografieze și să scrie un blestem pe spatele imaginii proaspăt developate, rezultatul urmând să fie trimis prin poștă victimei. Take a picture of this doll, they send it to you, and they put the curse on the back. You take it and you look at it and you laugh at it, but it's not a laughing matter. Because once you see the image of the doll, it can be projected telepathically to you in your dream state. Dolls like this have actually come into nightmares. These images of these dolls can be so frightening that they have actually stopped people's hearts. Soții Warren au închis păpușa într-o cutie sfințită și au refuzat să o mai lase de atunci în libertate. Un utilizator de pe Reddit s-a aventurat alături de iubita lui pe coridoarele unui azil abandonat pentru persoanele cu dizabilități psihice din Baltimore. Uitați-vă cu atenție. Yo, this place is crazy, bro. Oh, moms. What? Where are you going? I swear I just seen something. Don't fucking say that. Babe! Cazul a fost făcut celebru de youtuberul Nukestop5,
O persoană sinistră, întunecată, a intrat într-unul dintre saloane. Când partenerii au mers în salonul respectiv, n-au găsit pe nimeni. Utilizatorul a spus că s-ar putea să fi fost un om fără adăpost, care dormea în clădirea aceea. Dar unde s-ar fi putut ascunde? În iulie 1983, un băiat de 8 ani pe nume Michael Real, din Carolina de Nord, a plecat împreună cu mama sa și restul familiei într-o plimbare aproape de muntele Roan, la granița dintre Carolina și Tennessee. La un moment dat, văzând o fântână, a întrebat-o pe mama lui dacă poate să ia niște apă. Doamna i-a spus că e în regulă. L-a privit luând un bidon și traversând poteca îngustă până la fântână. Când a dispărut, după o cotitură, doamna a așteptat câteva secunde, după care s-a dus să-l aducă înapoi. Și nu l-a mai găsit. S-a uitat prin jur, nimic. Îngrijorată, a contactat autoritățile. Șeriful a venit la scurt timp după și a alertat toți ofițerii, dar în ciuda unei căutări intense alături de pădurari, Michael nu a fost găsit. Sute de militari de la Fort Bragg, o bază din vecinătate, s-au alăturat căutării. 4 elicoptere au zburat pe deasupra pădurii și nimic. Având în vedere temperaturile scăzute de peste noapte, familia s-a gândit la ce era mai rău. 7 zile mai târziu însă, Michael a reapărut pe creasta muntelui. Nu era rănit și nu suferea de hipotermie. Nu era foame și părul părea că i-a fost spălat. Ce s-a întâmplat? L-au întrebat oamenii pe Michael. Răspunsul lui a fost uluitor. Pe când se afla la fântână, a povestit el, a venit un bărbat fără față în spatele lui, care l-a dus la o cabană din pădure. Copilul a spus că străinul îi amintea de bunicul lui. Lucru imposibil, deoarece bătrânul era mort. Pădurarii au fost intrigați de cele auzite dintr-un motiv foarte simplu. În vecinătate nu exista nicio cabană. Oamenii au cercetat din nou muntele pentru indicii. Cabana nu exista, pur și simplu. Unde a fost Michael în tot acel timp? Și dacă nu exista nicio cabană, de ce nu suferea de hipotermie sau de foame? Misterul nu se oprește acolo. În 17 iulie 1983, la 8 zile după ce Michael Real s-a întors, Larry Davenport, în vârstă de 20 de ani, a decis să facă o plimbare cu prietenii în aceeași locație. Ei nu știau de cealaltă dispariție. Acolo fusese amplasate anterior mese de picnic, așa că tinerii s-au distrat copios. Puțin mai târziu, Larry și-a dat jos cămașa, și-a scos pantofii și-a plecat în linie dreaptă, cine știe unde. Prietenii lui au crezut că avea de gând să-și facă nevoile, dar Larry a continuat să meargă în linie dreaptă. Hei, unde te duci? Larry, au strigat ceilalți. Larry a trecut dincolo de linia copacilor. Ceva nu era în regulă. Prietenii au alergat în direcția aceea, dar Larry nu mai era nicăieri. Era ca și cum pământul l-ar fi înghițit. Autoritățile s-au implicat iar și, deși militarii nu s-au alăturat căutărilor de data aceasta, sute de localnici au bătut potecile în căutarea tânărului. Nimic. 3 zile mai târziu, niște drumeți aflați lângă muntele Roan l-au sunat pe șerif și au mărturisit că un tip ciudat se plimba prin zonă, cu un cearșaf înfășurat în jurul trupului. Șeriful a mers în zona desemnată și l-a găsit pe Larry Davenport. Era zguduit, confuz,
părea să nu înțeleagă nimic din ce se întâmpla. A fost dus la spital, iar când starea lui s-a îmbunătățit, investigatorii au pus niște întrebări. Larry nu și-amintea să-și fi scos cămașa și pantofii și să fi plecat în pădure, dar își amintea imaginea unei cabane. A intrat în ea și a rupt una dintre perdele pentru a se acoperi. Înăuntru nu era nimeni. Părea părăsită. Din nou, oamenii legii au cercetat zona descrisă de Larry și nimic. Ce se întâmplă acolo? E posibil să existe un portal în zona muntelui Rhone, prin care oamenii pot trece într-un univers paralel. În ianuarie 2023, youtuberul Franco TV, despre care v-am mai povestit, s-a dus în Peru pentru a vizita celebrul cimitir istoric din Trujillo. Acesta se află într-o zonă rău famată, patrulată adesea de polițiști. Localnicii spun că cimitirul nu a fost niciodată jefuit, deoarece adăpostește o sumedenie de demoni străvechi. Imediat cum a ajuns acolo, Franco a văzut niște persoane dubioase. Făceau un fel de ritual. Exploratorul s-a ascuns după un mormânt, la o distanță sigură, și a filmat totul din besnă, ajutat de camera cu vedere nocturnă. It looks like they're praying. It's literally empty throughout this whole graveyard. There is nobody here. I think that's where the person with the candle went. And they were backed up in the corner over there. Look, there's nothing here except for what's happening up there. There is nobody throughout this graveyard. I'm literally crouched up in this little corner over here hiding behind this tomb. Looks like somebody on a hoodie over there. Do they see me? They just turned off all the lights for some reason. No. În cele din urmă au plecat. Franco s-a gândit că oamenii au pus la cale o farsă, nimic serios. Totuși, având în vedere că a rămas singur în cimitir, s-a gândit să cerceteze locul cu pricina. Acolo a găsit lumânări, o pentagramă, un borcan ciudat și o păpușă asemănătoare celor folosite în magia voodoo. Lucruri obișnuite de găsit noaptea în cimitir. Din nefericire, mai târziu, Franco s-a întâlnit și cu vizitatorul invocat mai devreme. What the hell is that? Hola? Hola?
What was that? Hola. Holy. I literally saw something peeking out at me right over here. Un monstru palid, adus în lumea noastră, poate, de oamenii aceia. Speriat până în măduva oaselor, Franco a decis să se întoarcă la hotel. Voi ce credeți că s-a întâmplat? A întâlnit omul nostru o entitate din altă dimensiune? Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.